Bună ziua tuturor și bună, de fapt, bună după amiaza tuturor și bine ați venit la un nou salon Insula 42. Am făcut mult mai multe pauze mai lungi despre saloanele Insula 42 în ultima vreme, dar nu din cauza pandemiei, nici din cauza neclarității politice, ci pur și simplu pentru că este bine să ai o libertate și în materie de planificare a saloanelor, că de asta le-am gândit ca pe un spațiu informal de discuție. Mă bucur foarte mult să îl am în această după-amiază ca invitat la Salonul Insula 42 pe Ovidiu Șandor. Ovidiu Șandor este un om de afaceri. Noi am avut până acum, mă rog, în afară de Șerban Radu, care e cofondator al Cărțurești, n-am avut un om de afaceri, n-am avut însă un om de afaceri atât de preocupat de domenii mai grele, pentru că Ovidiu este dezvoltator imobiliar, are alte afaceri de care se ocupă, deci asta e vocația lui principală. În același timp, el este și colecționar de artă și este cel care a investit în lansarea Fundației Art Encounters de la Timișoara, care e o fundație care organizează cea mai importantă bienală de artă contemporană din România. Mi-am spus că trebuie anul acesta să merg măcar la închidere, cu toate că aș fi dorit să fiu și la deschiderea bienalei. Bienală absolut extraordinară, de un nivel internațional. E foarte păcat că nu putem încă să replicăm în virtual, asta nu se poate încă, asemenea expoziții ca ele să poată să fie văzute de toată lumea. Dar cred eu că publicul de la Timișoara, în ultimii ani, și grație Galeriei Ieța, și grație spațiilor celorlalte de arte vizuale, a devenit un fel de centru pentru artele vizuale. Dar începutul discuției noastre va fi următorul. Ovidiu, în primul rând, te rog să ne spui ce pictură, a cărui pictor o ai tu în spate. Da, în primul rând mulțumesc de invitație, Corin. O să încep așa cu o mică corecție. Nu-mi place atât de mult termenul de om de afaceri. Din păcate asta în România are o conotație mai degrabă negativă. Mie îmi place să mă autodefinesc ca fiind antreprenor. Antreprenor atât în zona de business, cât, uite, și un pic antreprenor în zona culturală. În spatele meu e un desen de Ștefan Bertalan, unul dintre artiștii foarte îndrăgiți de mine, sigur un artist din Timișoara, cu un istoric foarte important aici în Timișoara. Și da, el e de multe ori fundalul zoomurilor mele. Bun, Ovidiu, tocmai să începem un pic să discutăm prin a investiga, de fapt, motivul pentru care tu crezi că, adică, cum s-a născut la tine pasiunea de colecționar? Cum ai început tu să fii interesat de această a culturii? Și tocmai pentru că termenii sunt importanți, așa cum spui tu, e mai bine, e mai potrivit să spunem că ești un antreprenor decât un om de afaceri. Aș vrea să explici un pic de ce crezi tu că cultura poate să fie o investiție. Pentru că asta este o mare problemă întotdeauna, felul în care noi percepem cultura. Noi considerăm și în mod tradițional, nu? Pe sistemul ăsta al administrației culturale, unde statul e foarte important în subvențiile pentru cultură, considerăm că cultura doar consumă, când Da. în realitate ea este o investiție. Deci, cum ai devenit colecționar și de ce crezi tu că este importantă cultura ca investiție? Da, cred că mă rog, am devenit colecționar cu altceva, nu cu artă contemporană. În urmă cu mai bine de, nu știu, cred că sunt deja vreo 25 de ani, am început să colecționez hărți vechi ale teritoriului pe care astăzi îl reprezintă România. De ce? Nu știu, am avut o fascinație față de acele hărți. Probabil că actul ăsta de a colecționa, de a strânge, are și vreo terminologie în psihologie și cu siguranță că am acel virus sau acea boală sau ce-o fi ea, compulsive, whatever o fi numită în ziua de azi.
Și ulterior, acum un pic mai mult de 10 ani, cred, am început să descoper zona de artă vizuală, iar cum începe de multe ori colecționatul de artă, pur și simplu îmi amenajam un nou birou și un perete cerea artă. Și de acolo am început să explorez un pic, am dat de 2-3 galeriști care au început să-mi explice și așa mai departe. Sigur, pe un fond din ăsta unde, din copilărie, vizitam muzee cu părinții când călătoream și alte cele, deci exista un oarecare background. Și atunci, destul de rapid, mi-am dat seama că nu mă interesează artiștii români clasici, nu știu, Grigorescu sau care o fi ei pe care i-am învățat la școală. Am înțeles destul de repede că ce-mi place mult mai mult e zona de artă contemporană și zona de avantgardă istorică. Acolo am văzut mai degrabă genul de artă care să mă intereseze, inclusiv la nivelul preocupărilor, abordărilor, temelor pe care le adresează artiștii. În fond, arta contemporană e mereu arta generației care trăiește. Și cred că partea asta îmi e importantă, faptul că vorbim de probleme istorice, de probleme culturale, de probleme sociale vorbim. Vorbește arta contemporană, vorbește de toate lucrurile astea care sunt preocupări ale oricăruia dintre noi și sigur pentru mine marea plăcere a artei contemporane e faptul că văd aceste probleme, văd lumea din jurul meu cu alți ochi, cu aceste lentile foarte speciale pe care artiștii au bunăvoința să ni le pună la îndemână. Și pentru un antreprenor care, sigur, sunt înconjurat de oameni cu aceleași mentalități cu ale mele, aceleași moduri de a privi lumea pragmatic, eficient, cu termene, cu cifre, cu nu știu ce, să te uiți la aceeași lume prin ochii artiștilor, pentru mine e ceva special. Acolo e poate rădăcina interesului meu și de acolo pleacă și colecționatul meu și ceea ce încerc să fac cu fundația și în rest în zona asta a artelor și a culturii. Da, Ovidiu, tocmai pentru că spui că pentru cineva care e înconjurat, care trăiește în bula lui profesională, nu? Și bula lui profesională e reconfortantă pentru că are un anumit tip de paradigmă în care toată lumea funcționează și din care lumea nu iese și că pentru tine asta îți dă un soi de libertate, deci un fel de eliberare de paradigmele cunoscute, nu? De ce spui tu că ar fi a colecționa artă. Cum a fost parcursul tău în a intra în spațiul ăsta al artiștilor? Adică, care au fost, de fapt, ghizii? Cum ai reușit să intri și care au fost primele tale, nu știu cum să spun eu, impresii sau care au fost primele obstacole, care au fost primele blocaje? Și, de asemenea, pentru, să spunem că cineva, un alt antreprenor astăzi ar vrea să înceapă să facă, să colecționeze artă, cât de mult tu ai învățat și de la cine în privința acestei colecționări? Da, mulțumesc de întrebare, așa o ridici foarte frumos la fileu. În primul rând, cred că foarte, foarte multă lume își închipuie că colecționatul e o poveste din asta unde ai mulți bani și cumperi artă. Ei, bine, nu e chiar așa. Colecționatul, dincolo de asta, e un efort. Nu vreau să-i spun muncă, pentru că, iară, munca de multe ori are conotația asta că ești obligat să o faci, da? Dar e un efort conștient, e un timp alocat, e o energie. Arta contemporană, sigur, are în primul rând un prag peste care trebuie să treci. Un prag pe care până nu-l treci, nu înțelegi mare lucru decât poate la un nivel din ăsta estetic, care vine din educația pe care o avem din școală sau așa. Și sigur, recomandarea mea este ca oricine să încerce să treacă acest prag și dacă nu vor să devină colecționari, pentru că lumea de dincolo de prag e o lume care merită explorată, dar și ceea ce fac eu colecționatul e o evoluție permanentă, e un proces din ăsta de
a descoperi, a învăța, a asculta, a pune întrebări, a citi, a merge și a vedea expoziții, a merge și a vedea muzee. Din păcate, nu totdeauna am timpul pe care toate activitățile astea l-ar presupune. Dar am fost, la început am dat de câțiva galeriști care mi-au deschis ochii în niște direcții, apoi am început să citesc, apoi sigur încep să descoperi și lucrurile care îți plac. În fond, colecționatul e acest balans permanent între ce simți tu că e aproape de sufletul tău și acele lucrări care îți spun ție ceva și toată această informație și știință pe care o acumulezi treptat, ceea ce auzi, ceea ce citești, ceea ce vezi. Foarte bine spunea cineva, what you collect is yourself, ceea ce colecționezi e pe tine, e mai greu de tradus în română. Și tu faci asta, Ovidiu, adică ai impresia că what you collect is yourself. Da, deci fiecare da, dintre operele pe care le colecționezi într-un anumit fel te oglindește, oglindește ceva din tine. Eu am un principiu, în primul rând trebuie să fie lucrări care îmi spun mie ceva. Degeaba îmi spune, nu știu ce, curator sau istoric de artă, vai, auleo, ce artist important, ce lucrare istorică sau nu știu ce, dacă la mine nu, lucrarea nu reușește să atingă o coardă, fie intelectuală, fie ea emoțională și așa mai departe, nu simt neapărat că acea lucrare trebuie să devină parte din colecția mea. Sigur, sunt și colecționari care își propun programatic să facă o colecție muzeală, care își angajează curatori care fac acest efort de a căuta lucrări, de a achiziționa și alte cele, deci cumva deleagă către profesioniști și sigur să nasc acolo colecții foarte interesante din punct de vedere muzeal, dar poate reflectă mai puțin fibra colecționarului. Eu prefer să merg în direcția asta în care decizia e a mea, chiar dacă sigur de multe ori cu multe discuții, cu consultare, cu citit, cu încercarea asta de a înțelege cât mai bine ce spune o lucrare sau ce rol are ea în opera unui artist sau în, nu știu, în contextul istoric a unei generații și așa mai departe. Dar at the end of the day sunt deciziile mele, cu bunele și cu relele, care vin cu orice decizie, nu fac eu iluzii. Dar da, colecționatul e un efort, e o activitate și nu e poate atât de trivial și simplu cum pare inițial. Așa. Și încerc să fac lucrurile astea cât de serios îmi permite timpul meu. Și da, acum nu știu dacă am reușit să răspund. Nu, da, e foarte interesant pentru că, de fapt, ai atins și această idee că există colecționari care își iau un curator al colecției, care, de fapt, face alegerile pentru ei. Pe când tu ai făcut o colecție și faci o colecție care este cu adevărat organic, dezvoltată de ceva pentru care tu te-ai pregătit, te informezi și dorești ca această colecție să te reprezinte, să fie o colecție care reprezintă ceva care pe tine te atinge, nu e neapărat o colecție ca o pură investiție. Acum, noi tot n-am ajuns la subiectul legat de ce e artă o investiție, de ce e cultura o investiție, dar înainte okay, de asta... Ok, răspund și la asta. Da. Nu, dar înainte de asta aș vrea pe linia ceea ce spuneai să te întreb, de asemenea, tocmai pentru că în România există cu adevărat o piață de artă dedicată colecționarilor, adică cum se dezvoltă ea, care e cursul ei, în ultimii ani, cam de câți ani ai început tu să faci asta? Ovidiu, ce ai observat? Ai observat o dezvoltare? Ce observi? Da, deci ce văd în primul rând, eu mereu compar societatea românească actuală cu societatea, să zicem, vest europeană și nord-americană de după al doilea război mondial. Doar că la noi reset-ul a fost în 89, nu în 45. Da? Deci noi ca societate suntem încă o societate în dezvoltare și în evoluție, suntem undeva într-o adolescență, dacă vrei, din, cred eu, cam toate punctele de vedere, și economic, și social, și cultural, și așa mai departe. Și cred că piața de artă nu e niciun fel de excepție, sau scena de artă, deci nu doar piața de artă, dar scena de artă, nu cred că e vreo excepție. Suntem într-o scenă de artă în care avem deja un număr de galerii,
nu multe, nu puține, deci adolescență, da? Dintre care câteva, nu multe, cu programe foarte articulate. Avem din ce în ce mai mulți colecționari și aici aș spune ce mi-a spus odată un galerist, dacă în România se naște la fiecare an câte un nou colecționar, e grozav. Da? Așa, și cred că ăsta e ritmul. Cred că există câțiva colecționari mai vizibili, mai setați, care au un pic de istoric în spate. Mircea Pinte la Cluj, de exemplu, domnul dr. Costina, care sigur face treaba asta de foarte mulți ani, dar există și o generație de tineri colecționari care a apărut și, și odată cu profesionalizarea zonei de piață de artă, și aici mă refer, de exemplu, la demersuri precum Artmark, oricât de hulit ar fi uneori Artmark în zona de artă contemporană, i-au avut rolul de a crea o piață și de a crea niște colecționari care poate astăzi încă colecționează arta românească clasică, dar din ce în ce mai mulți dintre ei se vor îndrepta și către arta contemporană. Și cred că acolo e totuși o activitate în asta educațională destul de importantă, chiar dacă, sigur, poate fi făcută și mai bine, poate ar fi bine să avem mai mulți jucători, nu doar un astfel de jucător comercial vizibil și important. Dar eu cred că zona de colecționare se dezvoltă interesant și aici eu aș mai face o nuanță care mie mi-e foarte importantă și rar aud despre ea. Nu cred că trebuie să fie foarte mulți colecționari și nu cred că toți pasionații de artă trebuie să devină colecționari. Cred că dincolo de colecționari, dacă sunt câțiva zeci de colecționari, ar trebui să fie câteva mii de oameni care cumpără artă cu suflet și cu minte. Da. Deci oameni care urmăresc ce se întâmplă în arta contemporană românească și din când în când cumpără câte o lucrare care să le bucure viața acasă sau la birou pe un perete, dar să fie o lucrare cu care să aibă o relație. O lucrare pe care au văzut-o într-o expoziție. O lucrare unde au fost în atelierul artistului și au stat de vorbă cu artistul. O lucrare legată de ceva care lor le este relevant, da? O lucrare despre care au citit un pic despre artist sau despre generație sau despre context sau despre lucrurile astea, cred că acei oameni vor ajuta la fel de mult scena de artă contemporană ca și cei câțiva mari colecționari. Mari colecționari care vor apărea în timp în această țară. Dar, Ovil, dacă ar fi să-i spui cuiva astăzi care dorește, nu? Să spunem că ne urmărește sau ne va urmări după ce dialogul nostru va fi înregistrat, unde să se adreseze? Să spunem că cineva dorește să colecționeze tocmai o operă de-a. Unde se duce? Se duce la Artmark, se duce la o galerie, se duce la un artist, se duce... Cum? Ce face? Se duce peste tot. Un colecționar american în anii 60 a ținut o prelegere care... despre colecționat, care spunea așa: în mod ciudat, colecționatul de artă nu începe cu achiziționatul de artă, ci cu achiziționatul de cărți despre artă. Da? Deci cred că cineva care vrea să înțeleagă lucrurile mai bine și poate la un dat să achiziționeze artă sau să devină colecționar, trebuie să înceapă să citească, trebuie să înceapă să meargă la expoziții în muzee, în galerii, în călătoriile pe care le face. Eu recomand să meargă la o bienală, da? O bienală cât mai bună, bienala de la Veneția, bienala de la Istanbul. Sigur, Art Encounters, nu pot să nu-mi laud castraveții proprii. Copilul. Da? Copilul, da. Să meargă la un târg de artă, da? La Budapesta, la Viena, sigur, ideal la Basel, care e cel mai important târg de artă, tocmai ca să se familiarizeze cu ce se întâmplă, să cunoască limbajul, să întâlnească galeriști. Fiecare galerist îți va prezenta artiștii săi și vei învăța multe. Da? Nu înseamnă neapărat că trebuie și să cumperi, dar un galerist va ști să te introducă. Sigur, îi recomand vizite sau întâlniri cu artiștii. De foarte multe ori e important să auzi și ce spune artistul. Deși aici cu cauțiunea de rigoare,
cu atenționarea de rigoare, există și artiști absolut geniali, dar care nu știu să vorbească despre opera lor. Da. Deci nu, asta să nu vă oprească în a achiziționa dacă arta e ceea ce trebuie, da? Dar dacă în orice domeniu, în fond, trebuie să te informezi și trebuie să te informezi din toate părțile. Da? Vorbește cu alți colecționari, vorbește cu artiști, vorbește cu alți prieteni care poate cunosc mai bine fenomenul și take your time, adică nu e doar în licitație apar lucrări care le poți cumpăra doar în acea seară. Da? Dar nu neapărat alea sunt lucrările cu care trebuie să începi un demers de acest gen. Așa și da, recomand inclusiv parcurgerea catalogelor de licitație. Acolo în fond sunt informații foarte utile, plus că acest efort de a vedea lucrări, de a citi, de a te uita în cărți, dezvoltă, aici sunt doi mușchi care trebuie dezvoltați. Există un mușchi al ochiului, deci dacă la un moment dat ai văzut foarte multe lucrări, ochiul tău începe să identifice lucrările mai bune, da? Și asta cred că o poate confirma orice curator, orice artist și așa mai departe. Deci trebuie să vezi multe lucrări în primul rând, ca să înțelegi ce e bun, ce e mai puțin bun, ce-ți place, ce nu-ți place și așa mai departe. Și al doilea mușchi e, sigur, creierul, partea asta mai rațională legată de informații despre lucrare, despre context, despre semnificație, despre artist, despre istoricul lucrării, despre, nu știu, poziția în piața asta comercială a acelui artist. Și astea sunt lucruri care trebuie să înțelese, da? Unde, sigur, e mușchiul creierului care trebuie dezvoltat și asta o faci doar discutând cu mai multe persoane, citind și explorând domeniul din ce în ce mai detaliat. În orice caz, ce mi se pare foarte impresionant este că în definiția pe care tu o dai parcursului și modalității prin care cineva devine colecționar sau care a fost oricum experiența ta personală în legătură cu asta, există o dimensiune afectivă foarte mare, adică, da, colecționez, dar acest act de a colecționa are și o dimensiune afectivă. Trebuie să te recunoști în ceea ce... Trebuie să cunoști și să recunoști ceea ce colecționezi. A colecționa e, în primul rând, o pasiune. Cred că orice colecționar serios are asta în spate. Cred că e ușor de pus alte etichete, dar în realitate asta este. Nu cunosc colecționar serios care să nu fie extrem de pasionat legat de ceea ce colecționează. Și legat de asta, care a fost pentru tine în anii de când ai început să colecționezi, Ovidiu, și asta iarăși e o întrebare personală, de fapt, care este lucrul care, sau lucrurile, care sunt lucrurile pe care... Ce s-a schimbat în modul tău de a vedea lucrurile despre arta vizuală, despre ceea ce la început era pur și simplu o formă de îndrăgostire de acest domeniu și s-a schimbat ceva, s-a schimbat ceva fundamental? Există ceva ce ai înțeles și nu înțelegeai la început? Presupun că între timp înțeleg un pic mai multe, fără să am pretenția că le înțeleg pe toate, dar... Da, cum spuneam, de multe ori mă mai refer la relația asta cu arta ca la o ceapă, da? Și cu cât mai dai jos un rând, prin înțelegere suplimentară, mai dai jos un rând de, nu știu cum se cheamă astea la ceapă. De foaie de ceapă, cu cât mai dai jos. Cu atâta dai de și mai multe, da? Și sigur că dincolo de asta... apare, când vorbim de o colecție, apare și elementul ăsta de dincolo de o lucrare. Cum relaționează o lucrare sau cum completează o lucrare povestea spusă de trei alte lucrări din colecție. Da. Da? Și cum niște lucrări încep să se unească ca niște puncte, da? Și încep să formeze noi contururi de înțelegere, da? Deci, sigur, cred că la început toți poate privi arta mai mult din prisma asta estetică și dintr-o înțelegere la prima vedere, ca un text pe care întâi
sigur, citești propoziția și înțelegi ce scrie propoziția, ca să înțelegi apoi toate substraturile și toate referințele, mai trebuie să citești alte 50 de cărți înainte. Da? Și e exact ca și în cinematografie, ca și în literatură, ca și în teatru, e acest proces de învățare și colecția mea nu e cartată încotro va merge, ci e o mișcare din asta organică care cred că progresează odată cu evoluția sau involuția mea. Asta e o mișcare fluidă, descoperire a artei, e o descoperire a lumii prin ochii acestei arte și o descoperire, pentru live streaming și așa spun lucruri mult prea intime, dar e și o descoperire de sine în fond. Da? Adică la un moment dat îți pui problema, dar de ce lucrarea asta vibrează atât de puternic cu mine, da? Da. Dar știi că saloanele sunt făcute tocmai pentru ca oamenii să spună și lucruri intime, că de-aia ne întâlnim în salon, că așa foarte multe dialoguri se fac pe net, dar eu asta mă bucur că din când în când reușesc să mai smulg în mod neașteptat un lucru care e foarte personal de la oameni care în general nu se dezvăluie. Acum să revenim tot în meandrele. Da, la cultură, spune. Da, la cultură așa. Și investiție. Da, și sigur, de ce iau Eu am niște puncte de vedere așa destul de clare, de fapt. Și de liberale. Nu știu dacă sunt liberale sau nu. Poate. Nu neapărat. Deci, odată, cred că mi-a plăcut foarte mult în urmă cu câțiva ani, când era cea mare competiție pentru titlul de capitală culturală europeană, cum brusc discursul foarte multor primari legat de cultură și de banii atribuiți culturii, s-a schimbat de la bani dați culturii sau cheltuiți pe cultură, s-a transformat în discursul bani investiți în cultură. Și atunci cred că a fost primul moment când zona administrației publice în România a înțeles că, stai puțin, s-ar putea să fie ceva acolo, poate nu știu eu exact ce și cum, dar parcă e ceva acolo. Cred că asta trebuie înțeles. În ziua de azi, un oraș nu mai poate fi atractiv doar pentru că oferă locuri de muncă și doar pentru că poate e curățată strada. Da? Cred că așteptările, mai ales a tinerei generații în ziua de azi, este să aibă un oraș viu. Un oraș viu nu e numai prin locuri de muncă. Un oraș e viu când are viață. Și viața asta conține foarte mult și zona asta de cultură și entertainment. Da? Nu vreau eu să împart ce cultură, ce entertainment, dar această nevoie a omului contemporan e din ce în ce mai pregnantă și în România. Da? Sigur că la Londra e parte din lifestyle, vine seara să te duci la un vernisaj de expoziție de artă contemporană și e un lifestyle pentru mii de oameni, pentru zeci de mii de oameni. Da? Ei, treptat lucrurile astea se întâmplă și în România, da? Nu vreau să dau exemplu Antold, dar e un foarte bun exemplu și Antold. Da? Orașele și țara va trebui să construiască aceste contexte culturale care creează atractivitate. Atractivitate pentru cetățean, pentru omul urbei și așa mai departe. Atractivitate pentru vizitatorul orașului. Dau iar exemplu Timișoara. Timișoara n-are munte, n-are mare, n-are coloana infinitului. Dacă se întâmplă să ajungi la Timișoara, e un oraș foarte drăguț și place tuturor. Dar n-ai venit de la Viena la Timișoara, hai să facem un weekend la Timișoara, că am auzit că acolo e nu știu ce. Da? Și atunci un oraș ca Timișoara trebuie să-și creeze acest mediu activ, inclusiv cultural. Deci asta e o zonă care explică de ce cultura trebuie văzută ca o investiție și trebuie dezvoltată și sprijinită. Altă zonă care mi se pare mie foarte importantă e dezvoltarea socială. Eu cred că societatea noastră, din punct de vedere economic și social, se va putea dezvolta până într-un punct, până la un potențial pe care îl are, dar ca să dezvoltăm acel potențial mai departe,
nu putem să o facem decât dacă avem oameni cu minte din ce în ce mai deschisă. Da. Și aici intervine rolul culturii, da? Ca un rol foarte important de a lărgi orizonturile, de a dezvolta simțul social, civic, politic, politica asta, nevoie de a merge la vot, să-ți exprimi opțiunile, nu neapărat politic în sensul de implicare politică. Deci cred că acea zonă e și mai importantă într-o țară ca România, unde zona cea mai gravă, cea mai critică e tocmai zona administrativului public, unde numai printr-o presiune a cetățenilor lucrurile se vor schimba în bine, da? Și acea presiune va fi dezvoltată inclusiv de cultură și de actul cultural, da? Deci eu cred că economic, dacă vrem să ne dezvoltăm, avem nevoie de oameni cu o cultură din ce în ce mai largă și cu un apetit din ce în ce mai mare pentru cultură. Deci avem lifestyle, avem zona asta de socială. Dezvoltare societală. Da. Da? Și eu mai am o zonă unde mi se pare foarte importantă partea asta de cultură și creativitate. Și aici dau exemplu mereu al Italiei. De ce ne cumpărăm pantofi Mobila și Gresie din Italia? Nu că sunt pantofi Mobila și Gresie aia mai bună decât alea din România sau din Polonia, ci pentru că în acele produse e înglobată o creativitate care vine dintr-o cultură specială. Da? Și dacă vorbim de imobiliarele mele, de ce zugravul italian va aplica o tencuială mult mai frumos decât zugravul român? Pentru că acel italian a crescut într-un mediu cultural cu totul diferit. A văzut frumos zi de zi toată viața lui. Sigur că nu o să facă el prost un perete. Da. Da? Așa. Ei, acea creativitate transformată în instrument comercial, această plusvaloare pe care cultura și creativitatea o adaugă produsului fizic italian, da? Cred că e o zonă pe care România ar trebui să o dezvolte, să o sprijine inclusiv prin politici publice, aduce designerul român aproape de producătorul român, da? Și de a crea acele produse și branduri care să trăiască și prin componenta asta creativă, da? Și să devină astfel mai competitive într-o lume în care creativitatea cred că e lucrul cel mai de preț. Încă acum 15-20 de ani niște economiști suedezi spuneau creativity makes money dance. Da? Eu cred că avem un context creativ foarte interesant în România. Dacă ne uităm la cinematografie, la artă contemporană, la arte performative, la design românesc, da? Întrebarea e cum putem duce această creativitate generată de cultură, da? Cum o putem duce către un impact economic interesant? Da? Deci, iară, o zonă în care foarte clar poți defini cultura ca pe o investiție. Ca pe investiție. Așa. Și ultima zonă pe care aș menționa-o e partea de cultură ca și instrument de promovare internațională. Da? Cred că sezonul româno-francez, cred că Europalia, cu bunele și relele lor, chiar dacă poate uneori anumite lucruri nu au fost perfecte, dar ele au fost instrumente fantastice de a promova România. Și cred că nu trebuie să așteptăm să apară astfel de oportunități care ne sunt propuse de alte părți, ci cred că România ar trebui să aibă o politică diplomatică în zona culturală, așa cum a avut ICR-ul la un moment dat. Da. Da? Pentru că această cultură vie pe care o avem acum în România e lucru cel mai tare pe care îl putem promova despre țara asta, alături de natură și încă câteva puține lucruri care ne poziționează foarte interesant într-o scenă internațională. Și da, și din prisma asta
văd cultura ca pe o investiție într-o imagine a României care are și această latură pozitivă dincolo de alte laturi mai puțin fericite pe care le avem și care sunt vizibile în exterior, evident. Dar cred că ar trebui aici ca stat să avem mai mult curaj de a ne mândri cu cultura asta vie, nu doar cu patrimoniu deja instalat. Absolut. Muzeificat. Absolut. Și tezaurizat, da? Ci tocmai cu generația vie, care vedem că, pe de altă parte, face ravagii în anumite scene internaționale, pe bună dreptate, da? Dar încă statul n-a înțeles că la asta ar putea duce o dezvoltare bine sprijinită a culturii și niște instrumente mai înțelepte de vizualizare către exterior a ceea ce poate, mă rog, creativitatea de aici, fără să sugerez eu că creativitatea de aici e mai bună decât altundeva, dar e cel puțin la fel de bună decât oriunde altundeva. Dar și ea este foarte densă. De fapt, eu totdeauna spuneam asta pe vremea când lucram la ICR, că de fapt este ceea ce noi am putea exporta și exportăm de altfel cu succesul cel mai mare. Și e foarte important, eu îți mulțumesc că m-am așteptat la această pledoarie extraordinară despre de ce este cultura o investiție. Am să decupez acest segment și am să-l dau direct la toate cursurile pe care le fac în România despre cultura ca investiție. Ce vreau să spun doar că cred că trebuie insistat pe ideea că până la urmă, în orice caz la nivelul exportului, asta se întâmplă de către artiști individual, de către grupurile creative individual. Ce ar fi ideal este ca statul, într-adevăr, statul român să înțeleagă că politicile publice ar putea să încurajeze să dea și mai mare amploare și o și mai mare vizibilitate, așa cum s-a întâmplat la un moment dat în perioada lui Horia Roman Patavievici la ICR. Că atunci, da, într-adevăr, aici, contactul aici, era aici, cu aici, piața. Aici cred că e foarte important să accentuez că lucrurile trebuie să se întâmple pe două planuri. Ele se întâmplă foarte bine pe acest plan personal. Artistul care cunoaște, exact, un curator în străinătate sau, exact, regizorul care e apreciat de un anumit tip de festival și alte cele. Pe lângă acest layer, care trebuie și el sprijinit și ajutat, trebuie însă să apară și layerul instituțional. Instituții din România care să aibă relații setate și permanente cu instituții din străinătate. Și asta încercăm să facem și cu Fundația Art Encounters. Și dacă doar să dau un exemplu, chiar acum avem o expoziție realizată împreună cu Centrul Pompidou de la Paris. Cred că ambele layere trebuie în mod conștient dezvoltate. Da? Nu putem la infinit să mergem doar pe aceste rețele personale, interpersonale, așa, da. Și trebuie să ne asigurăm că dezvoltăm niște rețele instituționale la care să aibă acces și cei care încă n-au reușit să-și dezvolte rețeaua personală, fie că e artist, fie indiferent ce tip de jucător din scena culturală românească este. Și acolo văd eu problema, la nivelul ăsta instituțional. Și da, acolo cred că mai degrabă în viitor vom vedea tot mai multe institute non-publice sau entități non-publice care vor seta din ce în ce mai multe astfel de contacte, până când instituțiile publice și până când o politică publică blocaje coerent în privința asta. Da, și acum ca să te mai exploatez un pic în legătură cu ideile, una dintre ideile fabuloase pe care am auzit-o în momentul în care eram la Timișoara anul acesta și aveam discuții despre capitala culturală, e tot una legată de relația dintre oraș și cultură. Peste tot, în toată țara, și de pildă, auzim această discuție și în București, și în Cluj, și în Iași, și așa mai departe, e o lipsă de spații culturale, spații pentru evenimentele culturale, spații interdisciplinare, etc. Și ai venit cu o idee pe care am să te rog să o explici, care este aceea de a se crea un fel de sistem de Airbnb cultural,
care ar putea, într-adevăr, la rândul ei să genereze, adică să fie ca un fel de rețea generatoare de inițiative în privința asta. Da, hai să zic așa, lucrurile au plecat de la experiența cu Bienala, unde noi la fiecare ediție încercăm să identificăm spații care nu au mai fost folosite pentru cultură, dincolo de spațiile deja setate ca spații culturale, muzeu, galerii și alte cele, dar mereu încercăm să găsim clădiri din astea uitate sau spații industriale sau spații nefolosite și să punctăm valența lor, potențialul lor ca spațiu cultural. Legat de lipsa spațiilor culturale, da și nu. Da, într-adevăr, există o lipsă de spații structurate, special amenajate, coerent amenajate mai ales, pentru cultură. Pe de altă parte, cu cât cauți mai mult, cu atât vezi că orice oraș din țara asta are o grămadă de spații nefolosite, inclusiv în posesia primăriei, Consiliului Județean și alte cele. Și atunci, grija mea pentru 2023 e alta, nu lipsa de spații, nu lipsa de evenimente, nu lipsa de operatori. Eu cred că acolo problema cea mai mare va fi lipsa publicului. Da? Adică orice oraș din țara asta are un public limitat, inclusiv Bucureștiu, inclusiv Clujul. Sunt câteva mii de oameni, poate la București niște zeci de mii din niște milioane, dar nu e mai mult de atâta. Și atunci se pune problema și cum implici lumea din oraș într-un demers de genul ăsta. Și da, la firme te duci și ceri sponsorizare, da, știm povestea cu voluntariatul, dar dincolo de asta, alți oameni, cum s-ar putea implica? Și atunci am sugerat să se facă un sistem din ăsta online, care nu e mare lucru pentru informaticieni, în care, printr-un apel public, să întrebăm orașul ce persoane, ce firme au anumite spații pe care vor să le pună la dispoziție oricând în decursul 2023, poate doar o sâmbătă seara, da? Grădina casei unei familii sau sufrageria unei pensionare dintr-un bloc comunist sau spațiul de depozitare a unei firme care, nu știu, vinde podoabe de Crăciun și în februarie spațiul de depozitare e gol sau, nu știu, showroom-ul auto a unei firme. Da? Deci, pe de o parte, cred că am trezi dorința acelor oameni de a se implica, da? Fără un cost pentru ei, am creat o multitudine și o varietate de spații, mai ales pentru jucătorii mici, pentru acele mici ONG-uri, pentru acei mici, un mic band, un artist care vrea să-și expună niște lucrări, chiar dacă pentru câteva zile, chiar dacă, da? Și cred că pentru cei care ar face gestul ăsta, da, hai să fim și noi alături de 2023, poate că ar descoperi, wow, dar stai puțin, trupa asta care a venit să cânte la mine în garaj sau în showroom, not bad, poate ar trebui să mă duc să văd un concert sau poate artistul care a expus, wow, nu mi-am dat seama că asta e arta contemporană, poate ar trebui să merg să văd și când e la o galerie, o expoziție. Deci mi s-a părut genul ăsta de abordare disruptivă în linie cu, dacă vrei, Uber și Airbnb și toate astea, dar nu asta a fost gândul inițial, ci mai degrabă gândul ăsta de a potența niște spații nefolosite, tocmai pentru că nu m-am așteptat niciodată ca brusc în 5 ani de zile să apară nu știu câte spații construite de autoritățile publice pentru anul 2023, pentru simplu fapt că astea sunt procedurile, că trebuie să găsești locație, trebuie să cumperi terenul, trebuie să faci nu știu ce hotărâri de consiliu, trebuie să faci licitație pentru proiectant, ăla trebuie să și proiecteze, după aia durează nu știu cât autorizarea, faci licitație de construcție, se contestă licitația, adică era predictibil că nu se vor construi în Timișoara 10 obiective culturale noi. Da? Cine și-a închipuit asta... Cred că a fost naiv, dar ce naiv, dar ce cred că e mult mai interesant genul ăsta de potențare și de permeabilizare cu cultură a
zonei private în fond, a casei tale, a spațiului firmei tale și alte cele, da? Cred că ar putea fi o formă interesantă de a duce cultura în cele mai diverse locuri ale orașului, dincolo de, sigur, lucrurile standard, a duce cultura în spațiu public din diversele cartiere, zone ale orașului și așa mai departe. Dar mie mi se pare o abordare cumva inovativă și interesantă și care cred că ar avea impact. Este o abordare de a crea public, da, și de a aduce cât mai mulți oameni din oraș aproape de acest demers important, cred eu, pentru de a crea public și de a crea și sens de apartenență și de conectare la ideea și la proiectul capitalei, pentru că până la urmă e foarte greu la un moment dat să incluzi, să dai un sentiment de incluziune cetățeanului față de un proiect la care anumite programe sunt propuse, dar dacă tu nu te simți în niciun fel asimilat acelui proiect, tu nu participi. Pe când asta, într-adevăr, de asta spun că e foarte mult legat de relația dintre cultură și oraș. Cum anume faci ca un asemenea tip de proiect să dea un sentiment de incluziune cetățenilor care dețin spații în oraș? Adică asta mi se pare că este un lucru extraordinar de puternic și de generator. Ovidiu, o să trecem acum la o altă întrebare legată de investiția ta în film, nu? Pentru că și ea e legată oarecum, de fapt, noi așa ne-am cunoscut, nu? A fost momentul în care eu am luat legătura cu tine la sugestia lui Mihai Pop și te-am pus în legătură cu Ada Solomon și în felul ăsta tu ai devenit coproducător al filmului Aferim, care și ești unul, deci, dintre cei care au participat la construirea acestei cariere care se dezvoltă atât de bine în ultima vreme a lui Radu Jude. Ce vreau să te întreb? În legătură cu asta, sigur, poți să spui câteva cuvinte despre cum anume s-a articulat până la urmă susținerea ta, dar ce crezi tu că ar trebui făcut în așa fel încât mai mulți oameni de afaceri, termen care ție îți place, mai mulți antreprenori, mai mulți oameni care au mijloacele, să dorească să investească în film? Și nu doar aceia pe care, să spunem, cei care vor să facă film, au relații imediate cu ei, ci persoane care sunt creative și care ar dori să caute fonduri private pentru a-și realiza filmele, în afară de procedeele deja instalate. Da, sigur. În primul rând, mulțumesc atunci că m-ai sunat și chiar mi-a făcut mare plăcere să mă implic în a sprijini acel film, deși, sigur, rolul meu e unul mic în acea construcție. Sigur că Ada Solomon și Radu Jude sunt mari eroi acolo și toată echipa din spatele filmului. Eu, și cred că e important să spun cum am ajutat, în primul rând împrumutând bani. Pentru că de multe ori, și asta se întâmplă des în cultura românească, entități care produc un film sau fac un eveniment sau o expoziție sau whatever, au anumite surse de finanțare obținute de la open call-uri publice până la diverse alte tipuri de finanțări, dar trebuie întâi să cheltuie banii înainte de a-i putea deconta și încasa. Da? Da. Și asta cred că a fost ajutorul principal pe care l-am avut acolo. Și anume că, și asta m-ai făcut la vreo două filme, am împrumutat bani așa încât producția să poată avea loc, da? Deci să se poată respecta calendarul de filmare. Acolo era un calendar foarte complicat cu sute de persoane îngrenate și alte cele și lipseau banii de plătit motorina ca să se meargă către locația unde trebuia filmat. Și apoi am decis să investesc și un pic de bani. Și aici cred că sunt două lucruri ce poate face filmul. Da? Odată, cred că și în România va apărea treptat și filmul care va avea succes de casă. Da? Sigur că până acum vorbim de o industrie cinematografică care a avut mai ales succes de festival și mult prea puțin succes financiar. Da? Dar eu cred că treptat și cinematografia românească sau o parte a ei va merge către și succes
financiar. Aici fără să mă refer neapărat la pelicule de proastă calitate. Da? Da, mă rog, pentru că eram gata să spun că există deja niște pelicule, acum eu nu îndrăznesc să spun că ele sunt de proastă calitate, sunt de o anumită factură, dar așa. Ele au succes. Sigur, dacă vorbim de investiție, unii se vor uita pur financiar. Pe lângă asta, sigur, implicarea într-un film deschide o lume. Da? Nu știu, pentru mine, de exemplu, a fost absolut fascinant să asist o zi la filmările aferim pe platoul de filmare. Mă rog, era un sat undeva acolo pe lângă, la sud de București, nu știu pe unde am fost. A fost absolut fabulos să înțeleg ce e în spatele filmelor pe care le văd, nu știu, în cinematografe sau acasă sau whatever. Așa, deci cred că, ca să nu mai spun cât de interesant e să mergi la un festival de film, cum a fost cel de la Berlin, să asiști la premiera acolo. Adică ăsta e un lucru care are o valoare de marketing. Aici cred că zona de cinematografie trebuie să învețe să ambaleze produsele astea pentru... pentru cei care poate au disponibilități financiare și dorința de a descoperi lucruri noi în viața lor. Da? Deci asta mi se pare un cârlig foarte interesant de a trage pe cineva către descoperirea universului oferit de cinematografie. Așa. Și sigur că mai există o zonă care nu cred că e încă explorată, dacă vorbim de cinematografie și de finanțări, mai există și o zonă a filmului sau videoului ca lucrare de artă, care sigur că între timp, în ultimii 20 de ani sau așa, e un obiect colectabil la fel de bine ca și o pictură și există deja în lume colecții întregi de opere artistice bazate pe film sau pe video. Da? Și cred că aici e o zonă care încă nu e explorată. Sigur, nu orice film poate fi lucrare de artă. Da? Da. Dar dacă ne uităm la cineva ca Andrei Ujică sau așa, filmele lui sunt în colecțiile de la MoMA, de la Pompidou, în alte colecții importante de artă video. E o zonă care nu cred că a fost explorată și care poate ajuta, adică sunt multe lucrări care sunt finanțate de colecționari sau de fundații ale unor colecționari și așa mai departe, lucrări de artă video, care apoi sunt prezentate și în festivaluri și așa mai departe, dar care sunt finanțate în ideea de obiect colectabil. Da? Sigur, aici nu vorbim de neapărat de sume pentru producții foarte ambițioase, dar cred că există acolo o zonă care în România nu e înțeleasă că există. Da, adică nu e încă o punte creată între aceste două domenii. Arta și domeniile conexe devin din ce în ce mai întrepătrunse, da? Performance-ul din artă se apropie tot mai mult de teatru, teatru se apropie tot mai mult de performance-ul din arta contemporană, la fel și zona asta de cei film și cei artă video devine din ce în ce mai... alambicat și mai neclar, care e bine, adică nu spun ca o... Așa cum și granița dintre artă și tehnologie devine din ce în ce mai neclară. Deci eu aici poate sugerez câteva piste de investigație, mai degrabă decât altceva, dar da, revin iarăși. Găsiți căile de a identifica oamenii care au o pasiune, găsiți căile de a trezi pasiunea în unii oameni, da? Banul, orice ar crede lumea, nu-i numai o cifră, da? Și banul nu e nici negativ, nici pozitiv, depinde la ce-l folosești. Da? Și sunt și în România din ce în ce mai mulți antreprenori care... au și studiat cum trebuie,
și citesc cum trebuie, și urmăresc cultură cum trebuie. Chiar dacă ne place să credem că toți antreprenorii sunt ca Becali, din păcate pe Becali îl vedem la televizor și nu antreprenorii mai citiți. Și da, aici, iară, dacă revenim la etapa în care suntem ca societate, această adolescență în care suntem, gândiți-vă, noi suntem la prima generație de antreprenori. Nici în vest, nici în America, prima generație de antreprenori n-au fost mari filantropi în zona de cultură. Da? Întâi au construit școli și spitale și alte cele, da? Și abia apoi a doua, a treia generație a strâns colecții care ulterior au fost baza unor muzee sau au construit clădiri pentru teatre și așa mai departe. Deci și la noi trebuie să avem și un picuț de răbdare să parcurgem niște etape, chiar dacă noi le parcurgem mult mai repede decât societățile la care fac eu referire aici, dar tot avem nevoie de timp. Da? Și absolut, eu cred că absolut. O să vedem tinere generații de, fie de antreprenori, fie de urmași de antreprenori prezenți, care vor fi din ce în ce mai interesați de zona asta creativă, de zona culturală și vor fi implicați într-o formă sau alta din ce în ce mai mult, dar ei trebuie și cultivați de către absolut, zona culturală. Absolut, asta vreau să spun. Adică pentru că zona culturală din România nu e grozavă la a cultiva lucrurile astea, mai degrabă când cineva din afara zonei culturale încearcă să facă ceva în zona culturală, mai degrabă primește o palmă peste cap de ce te bagi, da? În loc să îi se spună bravo, nu-i chiar ce trebuia, dar e grozav că se întâmplă primul pas. Da, așa. Deci aici cred că și zona culturală trebuie să-și dezvolte. Eu sunt implicat, de exemplu, la Tate Modern, la Centrul Pompidou, în comitetele lor de achiziții. De ce? Pentru că ei în mod activ caută oameni care vor să se implice. Niciun muzeu ever din România nu m-a întrebat în mod articulat și coerent cu un plan în spate dacă vreau să mă implic în nu știu, niște achiziții sau în niște demersuri din astea care sunt standard în alte societăți care nu mai sunt adolescente. Da? Deci aici și zona culturală. Aici există, poate, din partea zonei culturale, am uneori senzația că există o așteptare care e puțin greșită. Așteptarea asta că dacă o firmă are mulți bani, trebuie să dea bani la cultură. Da. Nu trebuie. Da? Cultura trebuie să explice articulat de ce ar fi interesant pentru o firmă să facă treaba asta. Da? Și m-a întrebat la un moment dat un ministru al culturii, nu tu, ca să fie clar, pentru cei care ne privesc, m-a întrebat odată cum ar putea funcționa un fond din ăsta de achiziții de artă contemporană, cumva în care să pună bani și firme din țară și alte cele. Și am spus că pentru asta sunt necesare, în primul rând, două lucruri. Trebuie să fii în stare să spui pentru ce vrei acei bani, adică niște muzee din țara asta trebuie de niște strategii scrise, articulate despre ce anume vor să achiziționeze și de ce. Da? Și doi, trebuie să spui cum vei cheltui banii aia, adică care sunt procedurile transparente, clare, accountable și așa mai departe, prin care o lucrare trebuie să treacă ca să fie achiziționată la un preț X. Da? Ce entități, ce mecanisme, ce oameni sunt implicați în acel demers? Când ai aceste două răspunsuri articulate, da, atunci poți să începi să bați la ușile diverselor firme. Da? Dar chestia asta, să te duci la firmă să spui, avem noi ideea, hai să achiziționăm artă, să-i ajutăm pe artiști, nu e suficient. Da? Și aici zona culturală trebuie să, eu spun mereu, trebuie să învețe limbajul banului. Și aici nu zic într-un mod peiorativ sau negativ. Da? Așa cum cultura are un limbaj specific și niște lucruri la care e sensibilă sau omul de cultură e sensibil sau așa, la fel și în zona de business sau antreprenorială,
Și această zonă are senzitivitate la niște lucruri dincolo de profit. Da? Ele trebuie înțelese. Orice firmă vrea să fie alături de un proiect de succes. Da? De ce au marile muzee, că mă rog, pe alea le cunosc eu mai bine, mari sponsori la expozițiile lor? Pentru că acei sponsori au garanția că acele expoziții sunt niște expoziții de succes. Toată lumea vrea să se alăture succesului. Da, da. Da, așa toată lumea vrea pe scena de la festivalul de la Berlin. Da, cumva într-o echipă care primește un premiu. Da? Dar lucrurile astea trebuie construite, trebuie ambalate, trebuie traduse pe limbajul receptorului. Da? Și sigur, ăsta e un dans din ăsta în care și zona noastră și zona culturală trebuie să ne învățăm din ce în ce mai bine așteptările, valorile și așa mai departe. Dar în sinteză am putea chiar spune că trebuie ca și zona culturală să înțeleagă într-un anumit fel că, așa cum discutam la început, cultura este o investiție. Trebuie să trateze și zona culturală cultura ca pe o investiție, pentru că în realitate și mentalitatea ariei culturale și a participanților în aria culturală există această prejudecată, da? Cultura este pur și simplu un primitor, un asistat, nu este o investiție. Deci asta e foarte important. Eu sunt surprins, îmi cer scuze că intru așa un pic peste tine, dar eu sunt surprins că zona culturală nu înțelege forța și puterea pe care de fapt o are. Da? Forță care s-a văzut fantastic legat de demersul de salvare a Roșiei Montane. Da. Dacă astfel de demersuri prin care cultura articulează voci comune ar fi mai dese, inclusiv legate de problematicile culturii, adică e absolut aberant în această pandemie, unica zonă economică care n-a avut un sprijin real a fost tot sectorul cultural și creativ. Da. Da? E aberant că nu s-a întâmplat. Ei, aici trebuia să vină, în fond, oamenii din cultură controlează foarte mult din discursul public. Sau ar putea să-l controleze. Să-l... Să spunem ar putea. Da. Da. Și aici e păcat că nu sunt, adică încep să apară demersurile astea unde cinematografia începe să-și apere niște puncte de vedere sau niște direcții, o zonă sau alta, dar nu există un demers la nivelul transversal. Nu transversal. Există un demers la nivel transversal, ci nu există, da, o alianță puternică. O alianță, ceva care să devină voce. Când e vorba de cultură, da, trebuie să ne întrebați și pe, da, noi, da, punctele noastre de vedere sunt cu tare. Voi, politicienii, puteți lua decizia în acest cadru, pentru că mai la stânga problemele sunt cu tare, mai la dreapta problemele sunt cu tare. Aici vă puteți juca voi, politicienii, dar nu puteți ieși din zona asta definită de noi, zona culturală, care suntem cei care înțelegem ce se întâmplă în acea zonă, și mă refer la voi, nu la mine, cu toate incursiunile mele în zona asta. Da? Aici cred că zona culturală are de lucrat și trebuie să treacă peste competiția evidentă care există între actanții din domeniu, trebuie să treacă peste anumite orgolii care există în toate domeniile, trebuie să redescoperim link-urile dintre domenii. Da? Mereu dau exemplu avantgarde istorice, unde pictorii scriau poezie și poeții pictau și se împătau în aceeași berărie. Da? Acum fiecare e într-o capsulă și o bulă proprie și mult prea pe social media. Acum toată lumea este pe social media, nu se mai duce la berărie să se îmbete suficient de intergenerațional. Și iată rezultatul. Ovidiu, ne apropiem și nu vreau să ne despărțim fără să povestești un pic despre Fundația Carpatia și despre Rethink Romania. Așa? Foarte scurt, măcar în următoarele 10 minute pe care le mai avem. Bine, mersi tare mult de întrebare. Fundația Carpatia, de care din păcate mult prea mulți oameni au auzit în România, e o fundație localizată la Brașov, care are, dacă mă întreb pe mine, probabil cel mai important proiect de țară pe care îl avem noi actualmente. E o fundație care, cu ajutorul unor
filantropi foarte mari, mai ales din străinătate, dar treptat, treptat și din România, încearcă să salveze mai ales pădurile virgine din zona munților Făgăraș prin achiziție de păduri pe care le pun în conservare. Conservare însemnând că nu pleacă nicio creangă din acea pădure. Dacă o furtună a dobărât niște copaci, ăia rămân dobărâți și devin spațiu de locuire pentru insecte, plante și alte cele. Prin cumpărarea la licitațiile publice a concesiilor de vânătoare pe care le licitează statul român, asigurându-se că nu se vânează în acele concesii de vânătoare. Deci acești filantropi plătesc bani statului român ca să ne asigurăm că nu vânăm în acele zone. Și deja vorbim de vreo 30.000 de hectare de păduri care au fost puse sub protecție, atât păduri virgină, cât și aceste păduri tăiate care acum sunt replantate de către fundație, în ideea ca la un moment dat să se strângă masa critică de păduri în zona Făgărașului, în încercarea de a convinge statul român de a crea un mare parc național în munții Făgăraș, care să devină un fel de Yellowstone al Europei. Aici pledge-ul fundației fiind că, într-un astfel de caz, fundația ar dona pădurile achiziționate între timp de fundație, și aici deja vorbim de păduri de niște zeci de milioane de euro achiziționate, le-ar dona, sigur, cu condițiile de rigoare legate de conservare și Parcul Național și alte cele, le-ar dona statului român. Și eu cred că un astfel de parc național ar putea fi, în primul rând, un grozav exemplu de conservare naturală în România. Ei lucrează și comunitățile din jurul acestor păduri pentru a transforma acea economie locală bazată pe furtul de lemne, da, într-o economie bazată pe turism ecologic, pe aceste activități necesare conservării pădurii, ca să planteze, ai nevoie de oameni care plantează, ca să... deci acolo e o întreagă economie care poate fi dezvoltată. Inclusiv recent au deschis un food hub, un depozit, unde producătorii locali de brânză și alte produse locale își aduc produsele și printr-un sistem online livrează aceste roade ale Făgărașului către cumpărători din București și orașele mari din zonă. Deci au creat și acest ecosistem economic în care producătorul local se poate concentra pe ceea ce face el bine a produce, da? Și îl ajută în acest demers de vizibilizare a produsului său și de vânzare. Așa cum, sigur, în pandemie, fundația a ajutat, de exemplu, persoanele în vârstă, achiziționând produse de la producătorii locali care nu le puteau vinde în pandemie, că erau închise piețele, și distribuindu-le gratuit celor în vârstă care nici nu puteau merge către magazine și așa mai departe și, sigur, nici nu, unii dintre ei nici nu au posibilitățile materiale aferente. Dar Fundația Carpatia e un proiect foarte ambițios, e un proiect care se uită pe termen extrem de lung și e un exemplu din punctul ăsta de vedere. O fundație condusă de doi germani care, studenți fiind venind în România, s-au îndrăgostit de România și trăiesc de atunci în România, dar această abordare extrem de structurată, au o serie de fonduri europene obținute direct de la Bruxelles, tocmai pe zonă de cercetare legată de floră, faună, au reintrodus zimbri în zonă, acum reintroduc castorul, am citit castorii, că e castorul, da, am citit că e castorul. Dar ideea asta este, ei se uită la întreg sistemul, da? Și la conservarea propriu-zisă de natură, plante, animale, ecosistem ecologic, da? Dar și la cum te asiguri că comunitățile din jur au un viitor și mai atractiv pe un astfel de model de dezvoltare. Așa? Iar, de exemplu, în acea zonă i-au rezolvat destul de creativ problema urșilor,
În sensul că au o forță rapidă, toate satele din jur au numărul de telefon al acelei forțe rapide. Dacă apare un urs într-un sat, oricine știe unde să sune, ei se deplasează acolo și iau primele măsuri. Dacă e nevoie, instalează garduri electrice în zonele în care poate vin mai des urși. La fel, pentru că statul român compensează cu mare întârziere vitele omorâte de urși. Da. Au făcut o înțelegere cu un cioban care își poate crește oile pe pășunile fundației, dar în schimb crește un număr de oi ale fundației pe care fundația le dă celor a căror oi sunt omorâte de urs, până când statul poate să facă compensările. Adică asta vreau să zic, acest spirit antreprenorial sau din zona mediului non-public, da. Da, e util și de multe ori se pot învăța lecții bune care apoi ulterior eventual le poți aplica și la zona publică. Și în zona publică, da? Dar mi se pare un proiect genial. Rethink Romania e un proiect recent demarat de un număr de importanță antreprenori români care, pe lângă bani, au și minte și suflet și își doresc o țară care să se dezvolte în viitor mult mai bine decât a făcut-o până acum. Această entitate își dorește să fie ca un fel de think tank care să lanseze temele de termen lung, deci orizontul e de 30 de ani, ne uităm la România 2050, ne uităm la probleme precum demografie, educație, calitatea administrației publice și așa mai departe. Ideea noastră este, pe de o parte, de a finanța și încuraja studii științifice și colectare de informație coerent pregătită, așa încât deciziile viitoare ale publicului și privatului din țara asta să fie mai bine așezate. Ne propunem să facem un eveniment anual în care, de tip conferință, în care să creăm acel mediu de discuție acestor teme pe termen foarte lung, mai ales într-o țară în care guvernele se schimbă precum, nu vreau să zic ciorapii, dar se schimbă mult prea des. Vrem să încercăm să fim această formă de far călăuzitor, da? Care pune întrebările care trebuie și care poate ajută la crearea unor mecanisme care ne ajută împreună să găsim răspunsurile mai articulate, da? Cu speranța că poate mai bine informați și zona de politică și de administrație publică va lua niște decizii ceva mai coerente și mai sau din ce în ce mai coerente, din ce în ce mai sustenabile. Și chiar azi s-a prezentat un prim studiu sprijinit de Rethink Romania cu privire la demografie și la intenția de plecare din țară a oamenilor, un subiect care în ultimele luni cred că a revenit mult prea dur pe tapetul nostru social, așa, cu niște concluzii foarte interesante legate de motivația celor care doresc să plece în perioada următoare. Deci niște teme foarte importante și noi asta vrem să fim acel grup care se asigură că există o constanță a dialogului și o coerență sau o coerență din ce în ce mai mare a dialogului pe acele teme fundamentale importante. România nu mai are cu adevărat un proiect de țară după intrarea în Comunitatea Europeană. Și poate că noi încercăm să articulăm ceva în direcția aceea, fără a avea pretenția că acest grup va fi, nu știu, unica voce sau unicul demers, dar simțim nevoia acestei ancorări mai clare pe un termen lung a ceea ce facem cu toții, de fapt, fie că în zona publică, fie că în zona privată.
Deci, stay tuned. Și unde poate fi găsit, de pildă, studiul ăsta? Unde poate fi găsit? Dacă El chiar a fost astăzi lansat într-o conferință. Cu drag îți trimit detaliile ca să le poți și tu publica. Păi, dacă am putea să-l publicăm pe pagina noastră, ca după conversația pe care o avem la salon. În încheiere, întrebarea mea de încheiere este următoarea. Care a fost ultima operă pe care ai achiziționat-o pentru colecție? Cine ai achiziționat ultima oară pentru colecție? Din păcate, ăsta e genul de întrebări la care un colecționar nu poate să răspundă. Am înțeles. Ca și cum ai întreba o doamnă ce vârstă are sau... Nu, de ce nu poate să răspundă? Nu, pentru că singularizează un artist sau o lucrare. Păi nu, dar eu cea mai recent... E ca și cum ai întreba care e ultimul copil pe care l-ai îmbrățișat. Da, dar asta e întrebarea, adică care este cea mai recentă achiziție pentru colecție? Pentru că sigur că singularizează, dar la urma urmei asta e o coincidență, pur și simplu. Care e coincidența cea mai recentă a unei achiziții în colecție? Nu vrei să răspunzi. Ovidiu... Uite, de data asta am să răspund, pentru că pui tu întrebarea. Așa. Pentru că, într-adevăr, e o artistă pe care îmi place să o singularizez în rândul artiștilor pe care îi singularizez. Așa. Nu știu cum să o exprim mai elegant, dar o artistă care e cumva cheie în colecția mea, Ana Lupaș. Chiar recent am achiziționat o lucrare și da, pentru dânsa și pentru tine am făcut această excepție de la... Mulțumesc! De la anumit un artist, dar sigur, lista artiștilor care îmi sunt foarte apropiați de suflet e foarte lungă și fiecare e special în felul ei sau său și... Da, oricum, mi se pare foarte frumos că încheiem de fapt salonul Insula 42 cu faptul că tu ne spui că ai achiziționat o lucrare de Ana Lupaș pentru tot ceea ce ea reprezintă din foarte, foarte multe puncte de vedere, tocmai pentru că și ea este una dintre acei artiști mai puțin, de fapt, cunoscuți de generațiile tinere care nu se interesează de artă, dar este o foarte, foarte mare artistă și cu prilejul acesta poate că cei care ascultă salonul vor fi mai curioși să afle cine este de fapt și ea. Ovidiu, îți mulțumim foarte mult, îți mulțumesc și eu personal pentru dialogul atât de intens și de sincer și de pasionat pe care l-ai avut cu mine și aștept să ne revedem la București sau la Timișoara sau la Londra sau la New York. Cu mare drag! Mulțumesc mult! Era frumoasă! Ciao!